După plecarea lui Marius Pașca și aducerea lui Vasile Jula, gruparea alb Albastră o ține doar din eșec în eșec. Fece Zalău nu a reușit încă prima victorie în era Lică Jula. Cel mai bun rezultat al grupării alb Albastră de până acum a fost un egal cu Olimpia Satu Mare. Rezultatele slabe se țin scai de echipa săljeană. După cantonamentul de la Borsec, Fece Zalău a pierdut și împotriva nou promovată în Liga a 3 a Unirea Jucu. Scorul a fost unul dezamăgitor pentru gruparea fostului internațional Vasile Jula. Jucătorii de la Unirea Jucu impunându-se în stil mare de echipă cu 5 la 1. În prima repriză, scorul era indecis. 1-1, golul zălăuanilor fiind marcat de Codruț Ardelean. În runda secundă, gruparea din Cluj a revenit și a marcat de